Bună, dragii mei, și bine ați venit la Memory Flow, unde discutăm despre parfumerie și colecționare de parfumuri. Așa cum știți, o comandă la Plasma în 2000 este un prilej de mare bucurie, cel puțin pentru mine, mai ales când sosesc și sosesc ca lumea și fără probleme. Astăzi vorbim despre ultimul șalimar, și anume Miezim Vanilla Planifolia, această ediție limitată de parfum. Îmi plac edițiile limitate de parfum pentru șalimar foarte mult, mi se par foarte interesante de făcut și era clar că o să mi-l doresc să văd cel puțin cum miroase, dar uite că mi l-am și cumpărat pentru că mi-a plăcut foarte mult cum arată sticla, eticheta mai precis, o să vedem exact despre ce e vorba. Înainte de acest colet, vreau să vă spun care este mirosul zilei pentru mine, care este acest Bentley for Men Absolute, într-o zi de toamnă, din nou călduroasă un pic, am fost îmbrăcat eu un pic cam prea gros pentru această zi, sunt animalele mele care se bat în colț, se bat drăgăstos. O zi destul de călduroasă și mi-a plăcut, astăzi a ieșit drept foarte picant acest parfum și plănuiesc să fac în curând o serie despre parfumuri pieloase în care să îl includ și pe el, pentru că este o piele excelentisimă. Acum, înăuntru aici, cum am spus, am acest șalimar. Sunt foarte, foarte, foarte curios despre el și, bineînțeles, orice comandă la Plasma în Dom este însoțită și de niște bunătăți, așa cum suntem obișnuiți. Dar dintre aceste bunătăți vreau să vă arăt această miniatură pentru sticlele, cele mai recente sticle din L'Arte la Matière, despre care eu am și o serie, nu neapărat despre sticlele respective, ci despre parfumurile care au fost transformate, repurposate și așa mai departe. Știu că repurposat nu este un cuvânt în limba română. Asta este Spiritueuse Double Vanille, în această miniatură foarte, foarte simpatică. Și o să văd la un moment dat dacă este ceva schimbat în el, eu bănuiesc, dar de fapt de ce să mai aștept? Hai să-l văd, frate, chiar acum. Hai să-l vedem chiar acum, la urmă, de ce să mai așteptăm. Eu spuneam că, eu știu că cele care au denumirea lăsată la fel, deci cele care nu au devenit, de exemplu, din Le Frenchy, Frenchy Lavand, nu au fost atinse ca și, nu știu, formulare. Și oricum nu o să-mi pot da seama în momentul de față așa rapid. Dar la o primă mirosire, să vedem cum este acest nou Spiritueuse Double Vanille. Și mi se pare identic, absolut identic, ceea ce e bine, pentru că e la fel același frumos, același parfum frumos cum a fost întotdeauna. Nuanțele astea foarte verzi, condimentate de la început, sunt aceleași, parfumul e absolut intact și în regulă. Bun, bineînțeles aici mai am niște mostre despre care va trebui să facem o comparație. Zic să ne uităm cât de cât pe ele, acest Episvole, Stolen Spices, este ultimul, nu ultimul, este acel Arsène Lupin și sunt tare curios să văd și despre el, despre ce e vorba, sunt tare curios și parcă n-aș mai aștepta. Deci, acest Episvole, acum elucidăm misterul foarte clar, odată pentru totdeauna, să vedem ce parfum s-a transformat în ce. E interesant ce se întâmplă, deci clar simt voaiu, îl simt pe voaiu foarte, foarte clar, dar parcă are o oarecare adâncime în plus față de voaiu normal, cel pe care îl știm în colecția Le Parisien, de care am vorbit, despre care am și vorbit, parcă e un pic mai light, dar asta e doar o primă impresie, deci oricum mi se pare mult mai apropiat de voaiu decât de Dandy, ceea ce înseamnă că am zis bine ce am zis în video, deci părerea mea o mențin pentru că se pare că este valabilă în continuare. O altă chestie despre care aș vrea să mai văd este acest Herbe Troublante en Dimanche la Campagne, despre care abia am vorbit. Vreau să văd dacă este ceva diferit. Știu sigur că el s-a transformat din apa de toaletă într-o apă de parfum acum, ceea ce e foarte interesant pentru mine și aș vrea să văd exact în ce constă această schimbare. Se mișcă ceva aici? Nu. Hmm.
Doamne, cât e de frumos parfumul ăsta. Doamne, cât e, cât... ce frumusețe poate să aibă parfumul ăsta. Într-adevăr, pare un pic ușurel mai plin. Da, și se simt niște note erbale, un pic mai mult decât în... În dimineața la campanie era un parfum foarte mult despre acea floare de portocal, acele ceaiuri foarte liniștite. Ei, aici se adaugă și dimensiunea asta un pic parcă mai erbală și erbală înspre lavandă, eu așa zic. E un pic mai lavandin și un pic amărui, foarte interesant. Mă bucur că le-am mirosit și că mi-am reușit să-mi formez o opinie, bineînțeles, despre ele un pic mai târziu. Dar acum aș vrea să încep să vorbesc despre această nouă variantă de Shalimar Miezim Vanilla Planifolia. Eu nu am prins, dacă vreți, parfumurile... Acele od la vanilie, eu nu le-am prins pentru că eu nu port Shalimar de ani de zile, trebuie să recunosc, stați o secundă, că avem cod portocaliu și codul portocaliu nu ne lasă până nu-l băgăm în seamă. Vrea și el să miroase alături de noi Shalimar. Deci, cum spuneam, eu n-am prins acele od la vanilie, nici măcar nu le-am prins să le văd cum miroseau. Eu nu port Shalimar de foarte multă vreme, eu port Shalimar de prin aproximativ 2017, pentru că această sticlă este fix din 2017, este prima mea sticlă de Shalimar. Eu Shalimar îl cunosc din totdeauna. Este un parfum pe care eu cu religiozitate l-am făcut cadou mamei mele, pentru că este un parfum pe care ea îl poartă. Deci îl cunosc, nu m-am gândit niciodată, dar sunt foarte multe parfumuri pe care le-am plăcut și n-am crezut că e posibil ca eu să le port. Până când într-o zi mi-am dat seama, stai puțin, eu nu numai că pot să-l port, îmi stă foarte bine cu el și e absolut minunat. Dar de asta spun, eu n-am prins acele ode ale vaniliei pentru că eu făceam în momentele acelea altceva. Dar acum sunt foarte determinat să prind noile ediții speciale, ediții limitate și așa mai departe, să le denumim cum vrem. Aceste Miezim Vanilla Planifolia nu prea au legătură ele cu acele ode despre vanilie, însă sunt parfumuri care... După cum știm, Shalimar este un parfum, este mama tuturor ambrelor, ambra tuturor mamelor și asta înseamnă, bineînțeles, că este și un parfum vanilat, implică chestia asta, însă mai mult decât atât, oricine cunoaște Shalimar știe că vanilia aici joacă un rol foarte important, este parte a gherlinadei, fără doar și poate, și parte din sufletul, din ceea ce înseamnă... Shalimarul de la început până la sfârșit. Da. El așa este și descris pe site-ul oficial, este un parfum excepțional, mă rog, un parfum excepțional, un omagiu adus vaniliei. Așa cum știți, probabil această Vanilla Planifolia este denumirea orhideei de vanilie. Probabil toată lumea cunoaște cum arată o păstaie de vanilie în stare naturală, însă pentru cei care nu știți, acea păstaie nu este produsă de către o plantă care face păstăi, ci este... Nu știu cum să-l denumesc, partea aceea care leagă floarea de tulpină, da? Nu știu cum să o denumesc, nu știu, pețiol, habar n-am, inventez că nu știu. Pentru orhidei, pentru orhidee, de fapt, atunci când floarea este fecundată, pur și simplu e partea aceea care se transformă într-o păstaie, care se umflă și se transformă într-o păstaie. Aș vrea să vă arăt pe o floare de orhidee, dar nu am absolut nimic înflorit în momentul de față. Că v-aș arăta cu mare drag ce parte se îngroașă și se alungește și se transformă într-o păstaie.
Foarte, și păstăile acelea trec prin niște procede anumite de macerare, că nu e așa de simplu, după care sunt extrase prin, tot timpul uit cum se cheamă, prin distilare și așa mai departe. Însă, asta voiam să mai spun, că șalimarul folosește în esență etilvanilina. Dacă acum folosim altceva în această ediție specială, și anume mai multă, pentru că nu e doar etilvanilină în șalimar. Știu că asta era poveste, eu nu știu, vă dați seama, eu nu știu ce se petrece în laboratoarele Guerlain, habar n-am și nici nu pot să-mi dau cu părerea, pentru că lucrurile astea nu ne sunt nouă accesibile. Însă, pe unde mai citeam eu, știam așa, că ei au o proprie formulă, o formulă proprie pentru vanilie. Asta înseamnă că vanilia pe care ei o folosesc ca materie primă, care merge, nu ca materie primă, care ca parte componentă directă în parfumerie, este un amestec din etilvanilină, extract natural de vanilie și așa mai departe. Adică, în esență, dacă vreți să vedeți cum e un studiu al vaniliei Guerlain, chiar vă recomand acest spiritueus dublu vanilie. Cred că a știut Steven ce face, că mi-a trimis chiar acest spiritueus dublu vanilie, pentru că contează, are legătură cu cu vanilia din Shalimar. Hai să vedem despre ce e vorba în acest în această ediție specială, pentru că sunt extrem de curios. Acest colet eu l-am primit la serviciu, am alergat de la serviciu acasă, pentru că am insistat să filmez imediat, pentru că sunt atât de curios despre acest parfum. Parfumul există doar în varianta sa. Ce elegant este acea crăvățică neagră complet. Parfumul se găsește doar la 50 de ml, costă pe site-ul oficial 106 euro. Extraordinar de fain acel touch cu eticheta. Este motivul principal pentru care eu mi-am cumpărat această sticlă, pentru că, știți, eu, nu este prima dată când eu cumpăr parfumuri pentru sticlă, mai ales șalimaruri. Îmi place foarte mult pentru că are eticheta veche față de ce avem noi acum pe șalimarul recent. Are eticheta care mi-aduce aminte de sticla de extract. Bineînțeles, restul sticlei este sticla normală de șalimar, cu acest touch foarte drăguț pe dopuleț. Să vedem cum miroase acest Vanilla Planifolia. Hai să pleci tu în curând de aici, că nu știu dacă o să-ți placă atâta șalimar. Da, ok, deci este extraordinar de pudrat. Deschiderea este diferită. Mă bucur foarte mult că am această variantă. Deschiderea este foarte, foarte diferită față de șalimarul cu care suntem noi obișnuiți. După cum știm, la șalimar este acea vanilie citrică. Se simte în deschidere acea bergamotă lămâioasă. Unii o găsesc mult prea abrazivă, unii o găsesc. Mie îmi place acea vanilie citrică, vanilia aia acrișoară foarte mult. Vanilia aici este mult mai, cum să zic, e mult mai simplă, mai ușor de înțeles, nu știu cum să mă exprim, că nu mă exprim bine. Mă refer la faptul că este lipsită de acea componentă citrică, este foarte, foarte vag acrișoară și mi-aduce aminte de ceva ce am mirosit. Nu vreau să spun asta. E foarte pudrat și o vanilie foarte plină. Se vede clar de la început că asta e, că e vorba de multă vanilie aici. Dar altceva voiam să vă spun, pentru că dacă muțim bergamota, nu știu dacă e intenționat chestia asta, dar dacă muțim bergamota sau în fine citricele în șalimar, ceea ce iese de după pe lângă acea vanilie e înfiorător de frumos, pentru că e pielea aceea din șalimar se simte încă din deschidere. Eu de asta sunt așa de uimit acum, pentru că foarte rar mi s-a întâmplat să simt o piele de șalimar direct din primele adulmecări, ceea ce e foarte interesant.
Aș vrea să mă dau pe partea asta altă cu șalimarul obișnuit. Deși acolo mai am și spirituos dublă vanilie, nu e foarte corect ce fac eu. Da, mă lăsați, sunt după serviciu, sunt puțin obosit. Mai contează. Da, nu, diferența e clară, clară. Partea asta este mult mai... Și durează mult mai mult la șalimar până se așează el pe făgașul lui, pentru că... da, deci mult mai... ce vreau să vă spun, dacă din vanilia asta din miezim, e o vanilie mult mai budincoasă ca de obicei, pentru că e vanilie. Și într-adevăr se aseamănă, merge către vanilia din spirituos dublu vanilie. Asta înseamnă o vanilie, întotdeauna la Guerlain va fi paradoxul acela cu vanilia lor proaspătă, da? Nu neapărat din cauza că e citrică, ci îi fac ei ceva. E în spirituos dublu vanilie, e condimentată, verzuie. Aici, la fel, e florală, e o vanilie florală. Niciodată nu o să zic la un Guerlain că e vanilia aceea, chiar oricât de budincoasă ar fi, nu e vanilia aceea care se duce către aromă alimentară. Niciodată, n-are cum, pentru că oamenii ăștia fac vanilie în parfumerie de foarte mulți ani și cred că sunt un pic experți. Dar asta vreau să zic, o vanilie foarte pudrată, șalimarul în sine e foarte... grandios. Mi-a rămas niște păr. Pare un șalimar foarte grandios, foarte mare, foarte expansiv. Un șalimar care e la fel, cum am spus, e la fel de impunător ca și celălalt. Numai că ăsta pare mult mai sobru, mai... da. Da, cred că și schema de culori e foarte bine aleasă, faptul că e negru tot, mai auster un pic, mai distanțat, dacă vreți, pentru că șalimarul acesta mi se pare mai uman, mai aproape de ceea ce știm noi. Ăsta este un șalimar mai sobru, acest miezim, Vanilla Planifolia. Este extraordinar de fain cum eu sunt încă blocat pe chestia aia. Dacă dai mai încet bergamota, citricele, și cred că asta este valabil pentru absolut orice Guerlain, de exemplu, în Abi Rouge s-ar simți foarte frumoasă chestia asta. Și într-adevăr se simte un pic în Lo. Dacă dai mai încet citricele, ce frumos se simte pielea. Pielea este extraordinară. Același lucru se întâmplă și în șalimarul vechi, însă trebuie să aștepți mult mai mult pentru pielea, pentru dry down-ul pielos, pe care, sau mă rog, faza pieloasă, pentru că dry down-ul la mine este foarte interesant în șalimar. Dry down-ul pe mine mi-aduce aminte mai mult de l'heure bleu, culmea, pentru că e o chestie, chestia aceea vanilată, picantă, na, de asta zic, sunt parfumuri foarte complexe. În rest, acest șalimar mi se pare foarte similar cu șalimarul obișnuit, adică să nu te aștepți că cumpărând acest șalimar vei obține cine știe ce formulă nouă adusă în prezent. Însă da, aducerea aceea în prezent mi se pare că este făcută prin felul în care se elimină cumva acordul acela de vanilie acrișoară, care aduce puțin vechiuț pentru anumite păreri. Din punctul meu de vedere este un touch foarte fain, pentru că e o chestie, e amprenta șalimarului, care dacă îți place, îți place, aia e. Dar e foarte interesantă chestia asta. În rest, e absolut același șalimar cu o supradoză de vanilie, dacă vă puteți închipui. Și nu e o vanilie, repet, asta mă și, pentru că mi-era puțin teamă în același timp, mi-era un pic teamă, măi, cum e cu vanilia acolo, pentru că Guerlain știe foarte bine să joace această limită, știe cum să non-treacă cu gust și finețe. În momentul în care zici supradoză de vanilie, te aștepți, aoleo, păi, na, asta înseamnă că o punem la prăjituri, punem șalimarul, nu.
E foarte cu gust, e foarte elegant. Ce să zic, e fain făcut. Dar același lucru l-aș putea spune și despre șalimarul vechi. Adică șalimarului vechi, dacă îi dai suficient timp, trece prin toate stadiile. În același timp, o parte bună pentru cei care poate nu sunt fani ai animalicelor, al notelor animalice din șalimar, acest miezim pare în stadiile acestea mult mai puțin animalic, da? Deci pare mult mai, cum am spus, prietenos la purtat. Dar tu ai să mă mor la așa tot timpul? Hai să te vedem toți că ai aceeași culoare cu șalimarul. Ia să vedem. Seamănă bostan cu șalimar? Seamănă? Eu zic că e aceeași culoare ambrată. Da, tu vrei doar atenție, nu? Bostan împlinește peste o lună un an de când se află la mine. Anul trecut, pe 30 octombrie, ne-am întâlnit în iarbă, jos. Te duce jos și miau. Da, asta voiam să spun. Deci, pentru cei care nu sunt neapărat fani ai animalicelor din șalimarul obișnuit, din acestea, pe care eu le simt în momentul de față, destul de pregnant aici, partea aceea de blană umedă care există. N-am cum să o... De păr ușor nespălat, care există în șalimar. Aici există sub altă formă, sub forma de pielărie. Sunt animalicele în șalimar, există orice ai face, n-ai cum. Dar aici sunt în zona de pielărie, adică mult mai, mult mai curată, mai ținută sub control, ca să zic așa. Vin din partea asta rășinoasă mai mult, dinspre labdanum, dinspre, nu știu ce fac ei pielăria aici, cu labdanum în esență. Acordul obișnuit de pielărie, dar foarte fain. Mai întunecat decât șalimar, mai serios, mai sobru, dar în același timp cu toată, am spus la un moment dat că e auster. Nu e auster în sensul de că nu are suficiente, dar în sensul de less is more, ceea ce e foarte binevenit. E eleganța pe care o aduce o ținută neagră, de exemplu, care este mai simplă în mod normal. Foarte fain. Și așa îl văd, dar în același timp el vine cu absolut toată luxurianța sa de șalimar. Foarte frumoasă etichetuța aceea. Și scrie pe ea șalimar miezim. Foarte drăguț. Și asta e deocamdată, e un parfum foarte pielos. Ce să zic? Mă bucur foarte mult că am această variantă. Va trebui să văd ce se întâmplă cu el un pic mai departe, pentru că n-am cum. Șalimar este un parfum care trece prin foarte multe stadii. Vreau să văd ce se întâmplă mai departe, vreau să văd dacă o să simt buchetul de flori din șalimar. Sunt multe de analizat. Vreau să văd dacă clar mi se pare un șalimar adus în prezent, adică în momentul de față el seamănă destul de binișor cu, adică mult mai bine decât șalimarul acesta cu Le Lion de Chanel, o discuție și acolo, chiar surprinzător de mult mi se pare că seamănă. Deci da, va trebui să văd lucrurile astea un pic mai încolo și să scriu aceste lucruri în descrierea acestui video, pentru că mi se pare că e necesar. Cam asta e ceea ce pot să vă spun eu despre acest șalimar miezim. Mi se pare un șalimar foarte bine făcut, dar bineînțeles lucrurile vor trebui să iasă la iveală și o să vi le spun un pic mai încolo. Bun, dragii mei, mă bucur că ați fost alături de mine în această nouă bucurie. Să-mi spuneți în comentarii părerile voastre despre acest miezim planifolia, dacă l-ați cunoscut, dacă sunteți curioși despre el și dacă sunteți, nu știu, dacă așteptați un șalimar care să fie mult mai mult despre vanilie. Iar
Ca de obicei, dacă nu ați făcut încă acest lucru, vă invit să vă abonați canalului meu pentru că mă ajută foarte mult. Dacă vă place acest tip de conținut și ați vrea să-mi cumpărați o cafea, o puteți face, aveți toate detaliile în descrierea acestui video. Iar până data viitoare, nu uitați, parfumul creează amintiri și îmi doresc ca ale voastre să fie cele mai plăcute.